toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea pentru 1600 de euro, pentru că ieri n-am reușit să dăm banii la întrebarea de 800 de euro. S-a picat testul? Da, cu cel mai sticoraș din România. Da, s-a grăbit, de fapt, nu a avut ghinion, știa că e Sulina, a zis da. Cuceava inițial și Sulina după ce s-a terminat timpul. 2-3 secunde răspunsul. Da, deci plecăm de la 200 de euro, dublăm la 400, 800, respectiv 1600 pentru Ciprian din Suceava. Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața! Cum e vremea la Suceava? Noroață. E frig? E frig, e frig. Dimineața este foarte rece. E, și la București a început să fie răcoare. Azi dimineața erau la 14 grade la primăvară. Cred că la Suceava mergem spre 5. Da, joi, vineri, e anunțată caniculă. Da, 33 de grade sunt preconizate pentru București zilele următoare. Să fie primite. Ca să vezi ce nimereală, Ciprian, că uite, ascultătorul nostru, de concurentul de ieri, a spus că Suceava e cel mai estic oraș din România la prima strigare. Forma a revenit. Nu e chiar așa de rece. Rezistăm. S-a nimerit să fii tu chiar din Suceava. Cu ce te ocupi, Ciprian? Consilier. Consilier șef municipal sau? Consilier și atât. Consilier și atât. E consilier. Așa misterios, domnule. Domnule consilier. Care-i problema? Să trăiți, domnul consilier. Vă salută și colegii. M-am și niște colegi de birou. Câți colegi ai? Ei tot consilieri? Tot și ei cu mine aici. Sau sunt consilierii tăi, da, consilier. Salută, doamne. Bună ziua. Bună ziua. Bună dimineața. Să-l ajutați. Perfect. Ciprian, ai 6 secunde ca să răspunzi. Tu trebuie să dai răspunsul, nimeni altcineva, chiar dacă cei din preajma ta te ajută. Ai grijă să te înscrii în timpul acesta. Baftă! Și să rostești tu răspunsul final. 200 de euro. Astăzi începem de la 200 de euro, pentru că ieri n-am dat niciun premiu. Iar pentru... Ce serios e Luca și comisia. Da. Dacă vreți să-l vedeți pe Luca cât de serios e, uitați-vă pe Facebook. Suntem live acum. Da. Acum nu zâmbi. Îmi dă face cu un birou plin cu consilieri. Da. Da. Un pic de respect. E... Simplu. Ciprian și ceilalți consilieri din Suceava. Pentru 200 de euro. Care sunt culorile drapelului Bulgariei? Verde, alb și roșu. Am calculat eu așa, cred că întârzierea cu care se aude radio în birou e de vreo 2 secunde și jumătate. Da. Măi, asta înseamnă că tu ai așteptat ca și colegii tăi să audă ceea ce tu ai auzit la telefon și ai pierdut ceva exact. Timp. Ai pierdut ceva timp. Să nu faceți ca ei. Măi. Să nu faceți precum Ciprian. E absolut ok să ascultați în gașcă și să răspundeți, mă rog, în gașcă. Dar, încă o dată, facem recomandarea asta. Dacă ascultați la radio în timp ce sunteți în direct, aveți o întârziere și asta vă încurcă. Ați remarcat că întotdeauna când intră cineva pe telefon și e și radio deschis, noi zicem, dă radio mai încet, că avem întârziere și nu o să ne înțelegem. Așa e... Dați radio mai încet. Acum e târziu. Deci faceți în felul următor. Puneți telefonul pe birou și puneți-l pe speaker. Și în felul ăsta auziți toți și puteți să răspundeți. Dar la radio e întârziere, ai pierdut timpul, ai dat răspunsul corect, dar... Târziu. După 10 secunde. Mare, mare întârziere. Da, drapelul prietenilor noștri bulgari. Da. Pentru că voi ascultați acolo la radio, dar tu ești prin telefon și o întârziere, o diferență de timp. Data viitoare o să știți și fiind mai mulți în birou acolo, e vremea să se înscrie și ceilalți colegi ai tăi și poate cine știe, Ciprian, o să aveți șansa. Bine, să mai participați la concurs. Telefonul pe speaker e cel mai sigur. Nu, și să fie o lecție pentru toți concurenții de sezonul ăsta. De foarte multe ori gașca te încurcă mai mult decât să te ajute, pentru că întrebarea asta nu era o întrebare dificilă, sunt convins că și Ciprian știa răspunsul. Dar când ai mulți oameni în jurul tău și contezi și pe aportul lor, ești tentat să... Adică devii nesigur și aștept să spună ceilalți răspunsul și uite ce se poate întâmpla. Domnul consilier, mulțumim tare mult, vă mai așteptăm la Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio.